crește și mai departe, într-un pas până la 4 milioane de tone. Dorim să continuăm creșterea producției de rulouri LBC. Fontă și Brean a menționat-o deja. Și instalarea unui cuptor în arc electric, care să aducă încă aproximativ 1 milion de tone suplimentar. Un nou cuptor în arc electric va fi implementat, cel mai probabil, nu e încă definit, cel mai probabil lângă convertizoarele actuale în aceeași clădire a oțelăriei. Astfel încât să putem să avem o flexibilitate între a folosi oțelul ori din fier vechi, ori de la furnal, sau în paralel, ceea ce dorim, ca să ajungem 4 milioane de tone. Acest lucru ne va crea câteva avantaje. Unul, va reduce emisiile de dioxid de carbon, va îmbunătăți cumpărarea de pe plan local a fierului vechi, care este disponibil. Știți că România exportă fier vechi, astfel încât să beneficiem de resurse, materii prime mai ieftine și, bineînțeles, ne va ajuta cu o flexibilitate mai mare să facem față pieței și prin această adaptabilitate la piață să fim mult mai eficienți ca și costuri. Dacă ne referim strict la cuptor, poate varia între 50 și 100 de milioane de euro, funcție de capacitatea sa. Cuptorul în arc electric este în parte de proiecte strategice. De obicei, asemenea investiții noi necesită undeva 2-3, poate chiar 4 ani de dezvoltare. Cred că cel mai probabil va fi peste 2 ani de zile. Dar perioada efectivă va fi definită în perioada imediat următoare, fiindcă trebuie să lucrăm în continuare la detalii și la partea de proiectare, să identificăm exact unde poate fi montat, chestiuni tehnice sau logistice, de exemplu, conexiunile la aprovizionarea cu fier vechi, pe unde va fi mișcat oțelul care va fi produs și cum va fi turnat el mai departe și așa mai departe. Conexiune la un cuptor în arc electric necesită o conexiune la rețeaua de electricitate mai puternică. În acest sens trebuie să discutăm cu Transelectrica să aprobe și să facem modificările necesare pentru a avea această conexiune la rețea. Și așa mai departe. Noi sperăm să folosim noile tehnologii pentru a avea un cuptor eficient. Dar principalul avantaj pe care îl va avea acest cuptor la Galați, spre deosebire de celelalte, este că prin folosirea fontei în acest cuptor, într-o anumită proporție, se reduce foarte mult consumul de electricitate și de electrozi de grafit, care sunt principalul element de cost al unui cuptor în arc electric. Astfel încât, combinând avantajul Galațiului de a avea fontă din furnal cu un cuptor în arc electric, de fapt să obținem un oțel mai ieftin folosind această tehnologie în arc electric. România exportă fier vechi. Deci, asta înseamnă că noi, față de exemplu de producătorii din Turcia, putem cumpăra fierul vechi cu 20 de dolari mai ieftin. Deci, prin prima, ai o materie primă cu 20 de dolari mai ieftin decât o produc turci, care au tot cuptor în arc electric. Al doilea lucru este că emisiile de dioxid de carbon sunt reduse semnificativ. O tonă de fontă produsă cu ajutorul unui furnal sau o tonă de oțel produsă pe ruta fontei generează undeva la 1,8-1,9 tone de carbon în atmosferă. În cuptor în arc electric generăm 0,3-0,4 tone de carbon în atmosferă, ceea ce e o reducere semnificativă. Dacă e să calculați, asta înseamnă deja 25-30 de euro pe tonă câștig din emisie de dioxid de carbon. Bineînțeles, cuptorul în arc electric are și niște dezavantaje. Este o tehnologie mai scumpă, fiind folosește electricitatea ca mijloc, ca energie, dar pentru a topi fierul vechi. În schimb, prin folosirea fontei în acest cuptor, sperăm să aducem un aport mare de energie de la furnal, astfel încât să reducem consumul de electricitate și să avem un cost eficient la acest cuptor în arc electric. Deci, principalele avantaje sunt costul,
folosirea unor materii prime locale, iarăși pentru cost, și reducerea emisiilor de oxid de carbon, care vor fi o problemă în perioada, nu acum, dar peste 10 ani. Investim într-un cuptor în arc electric, ne așteptăm să fie aici în următorii 30 de ani. E o investiție majoră și, într-adevăr, strategică pentru România. O investiție care se încadrează și în direcția europeană.